Ruta de tren Chișinău bucurești își va relua circulația din 11 noiembrie, după o pauză de peste 20 de luni. Circulația trenurilor a fost sistată în martie 2020. Trenul este programat să înceapă să circule pe 1 noiembrie, astfel refacerea comunicației feroviare prin trecerea frontierei Iași-Ungheni va face posibilă conectarea capitalelor Republicii Moldovei și României cu o rută directă, precum și a rutelor de schimb prin Iași-Ungheni cu toate direcțiile României și Moldovei. De asemenea, la Chișinău a fost deschis un terminal de enumerar CFR călători, prin care doritorii pot cumpăra bilete pentru toate trenurile europene, inclusiv pentru cei care pleacă din România către țările vecine. Conducerea căii ferate anunță și despre posibilitatea deschiderii unei rute de tren iași chișinău odessa Subiectul va fi discutat la Iași în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Turismului, misiunea economică rm Turismul, punte pentru integrare economică europeană. La eveniment vor participa Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova, Conducerea căii ferate a Moldovei și a Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova. Evenimentul este realizat sub înaltul patronaș al primarului municipiului Iași Mihai Chirica. Scopul acestui eveniment este de a duce împreună actorii cheie, privați și publici, care să conlucreze pentru a crea condiții minite, să asigure un climat favorabil relanțării turismului, în special a celui regional. La eveniment vor participa peste 100 persoane din domeniul turismului și sfere conexe, administrații publice, reprezentanții ai organizațiilor de profil, operatori turism, și vânări reprezentanții ai companiilor de consultanță din Republica Moldova, România și Ucraina, regiunea Odessa.